Oameni buni, să vă fie ziua bună și viața așa cum o meritați. Este o vreme, nu din punct de vedere meteorologic, haideți să mă exprim corect, sunt vremuri absolut demente. Vedeți, oamenii se duc în zoologie, în fine. Lucrurile nu funcționează cum se cuvine în niciun domeniu de activitate. Prin urmare, ca reacție adversă la ceea ce se întâmplă, astăzi vom vorbi despre cultură, despre actul cultural. Așa, o reacție adversă. Bizonii cu bizonii, tâlharii cu tâlharii, infractorii cu infractorii, pe nu-i putem noi corecta. Ce este cultura? Sper că nu veți schimba postul să vă duceți acolo unde sunt dezbateri politice, unde vă mint toți. Rămâneți aici, să vedeți ce frumos va fi. Așa, de aici, fără nicio preparațiune, un dialog care să ne cadă bine. Ne cadă bine aici și, dacă se poate, și aici. Ce este cultura, ziceam? Cultura este arta de a fi un om complet. De a fi om. Nu este un act elitist, pentru că mulți înțeleg, domne, cultura, pe Brâncuș, ce a avut studii de nu știu care, a avut talent, a avut voință și ni s-a dăruit, iată, peste veacuri. Și putem da multe exemple. Sigur că eu trebuie să tac și să ascultăm invitata de astăzi. Întâi trebuie să... Da, nu, mai amânăm un picuț. Vă prezint invitata de astăzi, Elena Moisa, se numește, care este, cred că, președinte al Asociației Art Respect. Doamnă, vă mulțumesc frumos pentru că ați acceptat invitația mea. Am zis bine, președinte? Da, corect. Vai, ce... Eu vă mulțumesc, eu sunt onorată pentru invitație. Eu vă mulțumesc din suflet. Nu știu dacă merit să fiu un postulat de invitat în emisiunea dumneavoastră, dar am acceptat-o cu bucurie și cu emoție și am venit cu drag. Pentru că vă admir, vă iubesc și vă respect. Reciproc. Vă mulțumesc, mă simt onorată. Eu nu merit ceea ce spuneați dumneavoastră. Știu asta, că nu merit, dar vă mărturisesc, îmi place și vă mulțumesc. Cui nu-i place să audă: Doamnă, domnule, frate, omule, te iubesc. Ha! Cui nu-i place? Dar să vină de aici, nu așa cu rânjete, ca un husky când e supărat, na? Exact. Trăim într-o lume, din păcate, a oamenilor falși. Poate este dur ceea ce spun, deși am venit cu zâmbet pe buze și așa am început. Dar cred că tuturor ni se întâmplă în fiecare zi, cel puțin o dată pe zi, să întâlnim și astfel de oameni. Important este ca noi aici, exact cum ați început dumneavoastră, să fim curați, să fim bine și aici de asemenea, ca să putem trece mai departe și să ne respectăm principiile și să nu uităm de educația pe care am primit-o. Și dacă este sănătoasă și frumoasă, drumul nostru este drept. Da, și educația continuă până la vârsta de 188 de ani, dacă trăiește omul. Bineînțeles. Până atunci trebuie să ne educăm. Spuneți, oameni trebuie falși. Să se oprească, da, nici o clipă. Așa este. Întâlnim adesea, sunt oameni din toate segmentele ocupaționale și de vârstă, care au învățat ei ceva sau au auzit ei ceva și atunci aplică complet greșit. Anume, tehnici sociologice. A zice că trebuie să... Ma, ai pus mâna la nas? Ma, asta înseamnă că... stai așa, înseamnă că... Și așa mai departe. Sau trebuie să zâmbești. Dom'le, dacă îți vine, zâmbești. Dacă nu, nu, pentru că vei oferi un rânjet și ai stricat tot. Și așa mai departe. Fals. Ce înseamnă oare fals? Înseamnă a nu fi tu. A nu te comporta așa cum se cuvine, normal, firesc, nu? Astăzi poate că sunt prost dispus, nu fața dumneavoastră, nu am voie, dar la o întâlnire cu cineva, nu mă apuc să rânjesc, ha, 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 și la, 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 și de alea, și vai, ce bine arăți când persoana respectivă știe foarte bine că... Are o zi proastă și chiar nu este regulă, mai departe, da. Corect. Haideți să ne întoarcem la Asociația Art Respect.
pentru care eu sunt nu numai încântată, vă mărturisesc, am o reverență pentru dumneavoastră în aceste vremuri, cum începusem, pentru Brașov. Sigur, Brașovul are o viață culturală, zic eu, suficientă în vremurile și condițiile actuale, nu? Da, da, putem spune. Să le spunem, dacă ne comparăm cu alții, da. Nu? Dacă ne nu, și condițiile actuale, pentru că nu avem, iată, am spus de un milion de ori și mă văd nevoită să mai spun încă o dată. Nu avem o sală polivalentă unde să organizăm sau să găzduim un spectacol de anvergură, așa cum ar merita Brașov. Dar în curând poate vom avea. Poate că vom avea. Bun, spuneți-ne despre asociația Art Respect, așa, cât se poate de succint, pentru ca să știe și telespectatorii cine, ce sunteți și ce v-a mânat. Bineînțeles că tot sufletul m-a mânat. Dacă pot să spun așa, poate că iubirea divină. Având un copil, toată lumea știe, sau cei mai mulți dintre telespectatori care au avut contact cu asociația noastră, știu că eu sunt mămică de un băiat talentat și pe care încerc să-l susțin așa cum pot. Și din dorința asta de a susține pe el și constatând la nivelul societății, dacă aș putea spune, că poate nu găsim de fiecare dată ambientul pe care l-ar merita un copil, până la urmă tot ce îi se întâmplă unui copil până la maturitate îl va marca pe adultul de mâine. Și atunci, din o ambiție, să zic așa, să nu folosesc un alt cuvânt care vi l-ați spus înainte, așa, m-am gândit să fac în mod oficial o organizație și să încerc să pun în practică anumite proiecte pe care le-am visat, poate le-am gândit sau au venit pur și simplu. Ce frumos, ce nebunie frumoasă. Da, n-am vrut să spun nebunie. Ce nebunie frumoasă. Da. Senzațional. Exact. Și titulatura este sugestivă, Art Respect. Păi fără artă și fără cultură implicit, nimic. Și fără respect, toate împreună creează un... Respectul înseamnă recunoaștere. Recunoaștere, da. Așa scrie pe diploma aceasta. Dacă pot, îmi permiteți să... Așa? Da. Este un alt fel, o alt fel de diplomă pe care am gândit-o. Este conceptul care mi-aparține. O să rugăm pe colega noastră, pe Flori, să ne dea un cadru mai restrâns. Da, de aceea se uita invitata mea către în jos. M-a onorat, m-a premiat și nu am putut să fiu prezentă la galele Art Respect și m-a premiat acum. Deci arată așa, hai că arăt întâi diploma și după aceea... Da. Vă mulțumesc, doamnă. Eu nu meritam așa ceva, mă simt onorată. Nu există. Dumneavoastră meritați mai mult decât această diplomă și decât această Mă simt medalie. Onorată și asta mă obligă. Iată ce frumos. Asta implică costuri, implică costuri timp, financiar, afectiv, etc. Credeți-mă că niciodată nu compar și nu cântăresc în bani. Dacă aș cântări, nu aș face nimic. Le fac în timp, cu răbdare și cu măsură. Întotdeauna trebuie să fii, când gândești că trebuie să faci ceva și să ai un rezultat bun, mai ales dacă pleacă de aici, trebuie să-l măsori și să nu apeși foarte tare pe pedală. Și nici măcar nu m-am gândit cât ar putea costa, că m-ar costa un leu sau 10.000. Este, nu, cultura, educația, nu trebuie niciodată cântărită în bani. Dacă... Așa cum ați început dumneavoastră emisiunea, Brâncuș n-a avut o școală în genul acela, dar ce ne-a oferit nouă pentru România rămâne și va rămâne peste ani. Așa ar trebui să gândim și noi pentru ceilalți care fac ceva pentru societatea noastră. Da. Așa cum sunteți dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți o emblemă a Brașovului. Cum ar fi fost să organizez gala premiilor Art Respect fără să vă invit și pe dumneavoastră? M-am gândit la oameni pe care eu îi îndrăgesc și admir și respect din toate zonele
artei, ca să zic așa. M-ați emoționat, doamnă, vă mulțumesc frumos, cu recunoștință pentru aprecierile dumneavoastră, vă mulțumesc frumos. Activitatea căreia v-ați dăruit și aveți deja 2 ani imediat, ca asociație la mulți ani. Doamne ajută, mulțumesc. Probabil că v-ați propus, pentru că știm, în literatură, în artă, sunt niște false competiții. Sunt indivizi care nu merită să fie remarcați, să se evolueze, să se facă cunoscuți. Și asta se întâmplă în detrimentul realelor valori. Corect. Ratăm multe valori. Presupun că și asta v-ați propus, nu? Să... Da, exact. Să sprijiniți realele valori, da? În mod special... poate să schimbăm puțin și mentalitatea a ceea ce înseamnă promovare artistică, gen artistic, gen de muzică. Toate lucrurile astea trebuie foarte bine gândite, pentru că eu, constatând și participând împreună cu fiul meu, în general, societatea apasă foarte tare pe pedală, de la... a cânta un cântec care nu s-ar potrivi niciodată unui copil de 7 ani la un festival, un concurs și să-l încurajez. Mie, sincer vă spun, mi-a creat o tristețe care mi-a trecut greu. Și atunci când nu mi-a trecut până nu am înființat această asociație și am încercat să fac eu niște evenimente și unde să stabilesc clar niște lucruri. Nu promovăm ceea ce nu este autentic, ceea ce nu este la nivelul copilului, să aibă o atitudine adecvată, un repertoriu adecvat. Până la urmă, noi, societatea, suntem datori pentru ceea ce oferim adulților de mâine. Suntem noi peste 100 de ani. Iar dacă eu îi ofer unui copil un cântec, o melodie a cărui mesaj înseamnă durere, sexualitate, fără să înțeleagă, de fapt, copilul, este de vină profesorul, este de vină părintele, da? Deci școala, casa, și familia care și cei care găzduiesc. Da? Este normal. În loc să ne educăm copiii să simtă foarte bine ce înseamnă mediul înconjurător, natura, sentimentul de bucurie, sentimentul de respect, să le menținem entuziasmul acela lor pur. Noi, tocmai revenind la a cântări banii, faima, ce înseamnă faimă și succes? Eu, pe mine nu mă interesează lucrurile astea sau nici măcar nu vreau să le transmit copilului. Ce este? Succesul este astăzi că am venit la dumneavoastră, pentru care vă mulțumesc. Succesul este pentru că mă duc acasă și îmi întâmpin copilul care îmi spune: mami, te iubesc și bine ai venit și te rog să zâmbești. Succesul înseamnă că am reușit să fac în gala premiilor o bucurie, să creez o bucurie unor oameni care merită, practic. Ce frumos, câtă noblețe! Asta înseamnă succes. Nici nu m-am gândit dacă costă, dacă întotdeauna plecăm la ideea aș vrea să fac lucrul ăsta, dar oare cât mă costă? Succesul e efemer, doamnă. Din puținele mele cunoștințe poți să ai astăzi succes și mâine anulezi tot ceea ce ai făcut. Recunoașterea însă a valorii vine după ani de dăruire cu valoare, cu competență. Deci asta înseamnă ani, înseamnă adesea o carieră și la final poți să spui: iată o vedetă. Să vorbim despre vedete, știți ce spun. Astăzi sunt, mâine nu mai sunt. Termenul este folosit totalmente greșit. Da, e mare lucru să sprijin comunitatea, societatea în cele din urmă, astfel încât să identifici valorile și să le ajuți să se afirme.
Da. Valorile reale. Reale. Da. Dar nu poți să faci lucrurile astea niciodată de unul singur. Sigur. Nu poți să faci nici din nebunia aceea frumoasă de care am amintit când ne-am văzut înainte de emisiune. Trebuie să fii un om asumat. Trebuie să fii un om chipzuit, cumpătat, cu măsură. Trebuie să fii un om care să fii atent la și oamenilor din jur. Și să poate nu să îi impui, dar prin atitudinea ta poate să creezi atmosfera aceea de seriozitate, de responsabilitate, de asumare. Fără lucrurile astea nu cred că reușești nimic. Eu de fiecare dată când am început ceva, am început în gând, în mintea mea, ușor, ușor am pus pe hârtie de ce am nevoie, ce trebuie să fac, după care m-am gândit, s-a șters pașii, știam doar atât ce rezultate trebuie să am. Dacă organizez un festival, rezultatul meu se cântărește, sau indicatorii proiectului meu, ca să fim așa în ton cu limbajul actual, sunt copiii, concurenții, artiștii care sunt, care se vor înscrie prin bucuria lor. Atunci când la sfârșitul, la finalul festivalului, pleacă spre casă, în țară, de cele mai multe ori au fost cei mai mulți concurenți artiști din țară, pleacă cu o amintire frumoasă, o bucurie, poate cu un entuziasm și motivarea fermă că vor merge mai departe. Că au fost într-un loc unde s-au simțit excelent, unde l-au meritat și unde au văzut rezultatul real al muncii lor. Nu trebuie să încurajăm. Este recunoașterea de care se bucură, este o motivație pentru a continua, nu? Îi se confirmă că da, este bun. Da, și nu? Chiar dacă nu îi se confirmă că este bun sau poate n-a fost momentul perfect, așa cum și l-ar fi dorit, și entuziasmul că a fost tratat cu respect, că i s-au spus realmente care este nivelul și că poate îl motivează să învețe mai mult. În cadrul clubului Art Respect aveți secții, presupun că se numesc, sau mă rog, așa le identific eu, muzică, dans, canto, canto. Arta actorului pentru copii, media, dezvoltare personală și comunicare. Încercăm și alte ateliere pe care încercăm noi să le facem, dorind să dezvoltăm cât mai mult latura creativă a copiilor. Eu merg și voi merge până în pânzele albe cu un motto, dacă vreți. Un artist complet are nevoie de o pregătire completă. Adică, sau un complexă. Artist și complexă, da. Nu poți să fii un cântăreț foarte bun dacă nu ai grijă de atitudinea ta, să nu fii și un actor, să nu știi să lucrezi. Suntem în trend, dacă nu apărim la televizor sau la radio, nu existăm. Deci și acolo trebuie să știm cum să ne prezentăm, dar mai ales să lucrăm foarte mult la stăpânirea emoțiilor, la motivarea faptului că nimic nu se învață dintr-o dată, cu perseverență. Trebuie să treci și prin lucruri mai puțin bune și prin lucruri bune. Se mai pică un microfon, se mai poate împiedica și în scenă, sau se mai poate uita și versurile, și artiștii mari și la casele mari se pot întâmpla. Sigur. Ori ei trebuie să înțeleagă și să se obișnuiască cu lucrurile astea și să fie spontan, să poată comunica, să poată și lucrurile astea ajută și în viața de zi cu zi, și la școală, și în comunicare și relația cu ceilalți. Nu doar pentru a fi artist. Bun, ce categorii de vârstă? Între
4 și 14 ani. Suntem solicitați și cu vârste mai mari. Mă gândesc pe viitor. Este un proiect pilot pe care îl duc până în 20 mai. Atunci când voi trage linie și ne vom corecta greșelile, vom veni cu îmbunătățiri după ce am identificat nivelul, după ce am identificat nevoile, poate că ne mărim, creștem și nivelul de vârstă. Am înțeles. Doritorii, pentru că presupun că sunt doritori care ar vrea să vi se adreseze, să vă solicite sprijinul, unde vă găsesc? La Cercul Militar, Brașov, în livada poștei, foarte ușor de, ajuns, o instituție pe care de asemenea o respect și atunci a mers foarte bine cu titlul, cu denumirea asociației noastre. Este o instituție pe care, nu știu, admirația, respectul față de ea a fost în momentul în care am pășit prima dată în... Aceea este camera noastră. Așa, vedeți? Eu nu sunt obișnuită cu... Așa. Pentru ca să vă vadă telespectatorii frumoasa privire și zâmbetul mai ales. Mulțumesc! Am simțit că când am făcut primul pas în instituție, acum 2 ani, am simțit că acolo trebuie să fie locul unde să-mi desfășor activitatea culturală și rămân fidelă. Am înțeles. O căutați pe doamna Elena Moisa, Asociația Art Respect, și dacă aveți un pui care are ceva a ne dărui și are nevoie de sprijin și de formare, iată, ia să vedem ce ne spune, zice că mai avem 10 minute, e bine, încă 10 Foarte minute bine. Mai avem, încă 10 minute mai avem, ne mai suportați. Ce înseamnă cultura? Înseamnă artă, înseamnă tradiție, înseamnă religie, nu? Înseamnă multe, înseamnă literatură. Mă gândesc că acum locul acela, Cercul Militar Brașov, este în imediata vecinătate a rectoratului, în imediata vecinătate a bibliotecii, care bibliotecă are o sală de, nu de mese, De lectură. Spuneți-mi, vă rog frumos, fiul dumneavoastră ce vârstă are, cum se numește și ce face el? Da, fiul meu se numește Darius Moisa, are vârsta de 11 ani și jumătate. Să vă trăiască, Darius. Să rămână, la fel. Darius, eu cred, așa am simțit. Știți că sentimentele mamei materne sunt divine, ca să spun așa. Da. Ați simțit că are talent. Da, este de foarte mic. Cred că avea câteva luni. Uitați-vă ce zâmbet are când vorbește despre puiul domniei sale. Credeți-mă că la fel se întâmplă când vorbesc și de ceilalți copii. Pentru că eu, privind în ochii lui Darius, îi privesc și pe ceilalți. Când îi privesc pe ceilalți copii, îl privesc și pe Darius. Nu pot să mă joc cu sentimentele copiilor. Mă joc cu ei, să-i încurajez. Învățăm și jucându-ne, dar... copiii, până la urmă, este ceea ce avem noi mai frumos, da. Este împlinirea noastră ca oameni. Și Darius cântă, nu? Serioși. Da. Vocal. Cântă vocal. Are o pasiune pentru muzică. Nu am încercat să forțăm lucrurile. L-am lăsat așa cum și-a dorit el. Bineînțeles, canalizându-l și având grijă la tot ce înseamnă evoluția lui, și sunt atât de mândră de rezultatele lui, pentru că și pe noi, ca părinți, ne-a... V-a stimulat, v-a provocat, nu? Nu, dar de fiecare dată ne uimeam, rămâneam noi uimiți dintr-un copil extrem de sensibil, cu foarte, foarte mult bun simț. Un copil care nu se exprima foarte mult și stătea la locul lui, am încercat și cu acest talent muzical, am încercat să fim atât de aproape
de el, încât sensibilitatea copilăriei a rămas și rămâne, jocul copilăriei, dar artistul este altul pe scenă. Ce frumos, ce frumos. Darius, da. ai o mamă, nu știu, din câte știu, nu-l cunosc pe domnul Moise. Nu, există pe YouTube, îl putem găsi, da, bine, da, nu da. Am făcut am o activitate înțeles. De promovare. Dar mama este absolut excepțională, ești un copil fericit. De fapt, toți copiii sunt fericiți, aproape toți copiii. Sunt și excepții din câte știm. Nu au părinți cum se cuvine și pentru asta mă încearcă o adâncă tristețe. Tu ești un copil fericit și iată că ai de la cine învăța și ai cui dărui și are cine te sprijini. Să trăiești. Să trăiești și îți doresc mult succes. Am o paranteză, pentru că nu știu, cred că mai avem probabil 5 minute mai avem. Am o paranteză și e posibil ca până la final să uit, astfel încât deschid acum paranteza. Astăzi este ziua doamnei, mamei invitatei mele. Doamnă, felicitări! Felicitări pentru ceea ce... pentru copilul pe care îl aveți, iată, copil, pentru dumneavoastră rămâne copil. Felicitări, vă doresc sănătate, viață lungă și frumoasă. Ați dăruit societății un om deosebit care, iată, ni se dăruiește nouă atât de frumos. La mulți ani, doamnă! Vai, acum ați emoționat pe mine foarte tare. Am încheiat paranteza. Și eu îți transmit mami, te iubesc. Ești de reperul meu. La mulți ani. Emoții. Dar nu e firesc să ai emoții. Când îi mulțumești părintelui și pentru dumneavoastră, chiar dacă a fost, va fi și când va fi și când nu va fi ziua dumneavoastră, mame, tați, părinți adevărați, la mulți ani, indiferent. Mie nu-mi place formalismul ăsta, că e ziua nu știu cui și trebuie să mă fac și să mă dreg și să cumpăr și să... Nu, pot să îți spun la mulți ani când îmi vine mie, așa când simt eu că merit să spun la mulți ani, așa încât și dumneavoastră la mulți ani tuturor. O, Doamne, spunea un mare psiholog, trebuie ne-am emoționat, m-am emoționat și eu. Da. Un psiholog american spune așa, cultura este ceea ce rămâne în om când el a uitat tot. Așa este. Așa este. Așa este. Și aș mai adăuga, cultura este arta, de fapt, este bucuria de a dărui. Dacă un om are în sufletul lui această bucurie de a dărui din sufletul lui, din ce știe el mai bine, și o dăruiește la modul sincer, curat, asta este artă. Poți să fii artist în orice meserie ai. Artist poți să fii doctor, artist poți să fii zugrav. Orice om în care își face meseria cu bucurie, cu plăcere, cu responsabilitate, fără să cântărească, că așa am pornit noi în bani totul, înseamnă artă și înseamnă până la urmă și bucuria de a trăi. Ești un om liniștit pentru că știi că ai făcut frumos ceea ce faci, că o faci cu dăruire și Dumnezeu întotdeauna va fi acolo să te sprijine și să treci frumos, să treci frumos. Așa e, nu? Alergăm să competițiile false, cum spuneam la început, să avem, să epatăm, să mergem nu știu ce fel de vacanțe, putem, nu putem, facem credite după aceea, vai de capetele noastre. Aia, v-am mai spus de 1.000.000 de ori și chestia asta. Te caut aici, doamne, e de firmă, ai țoale de firmă, dacă nu contează ce talent ai. Prin urmare, aici este, dar aici este valoarea noastră ca oameni. Dar asta înseamnă dăruire, înseamnă acumulări, nu financiare.
Înseamnă dăruire în timp îndelungat, cu răbdare, fără așteptări, nu, doamna Elena Moise? Întotdeauna, da. Să te fără așteptări, dau, dar nu aștept să primești și vei primi recunoaștere. Dacă ai primit recunoaștere undeva spre finalul carierei tale, e cel mai frumos dar pe care l-ai putut oferi, cea mai frumoasă recunoaștere aceasta. Vei spune acum, hai mă, lasă-mă, că avem probleme, credite, avem probleme grele, jobul, vezi, uită-te la televizor, vezi ce fac milițienii și așa mai departe. Nu. Invitata mea de astăzi este jurist. Da? Deci, sunt de formație... Formație trebuie să fii om și apoi... Deci, iată, un jurist s-a dăruit... arte. Este extraordinar. Da. Doar un minut mai avem, doamnă, vi-l ofer. Vi-l ofer și nu înainte de a vă ruga să-mi promiteți că veți reveni dacă vom fi sănătoși în cadrul acestei emisiuni la o altă ediție, firește. Cu mare drag. Eu ce pot să vă spun? Doar atât. Vă mulțumesc din inimă pentru invitație. Am venit cu bucurie. Admir, respect ceea ce faceți dumneavoastră. Cred că, din punctul meu de vedere, meritați mai mult. Sunt foarte mulți oameni care ar merita mai mult și mi-aș dori ca toți părinții să aplece puțin mai mult poate atenția asupra copiilor lor, pentru că educație nu înseamnă doar școală. Educație înseamnă acasă, iubire, comunicare. Educație și cultură înseamnă să fim noi. Doar atât. Și dacă suntem buni, curați, bucuroși și mulțumiți de ceea ce facem, totul este perfect. Minunat, a fost o bucurie. Vă mulțumesc din toată inima pentru că ați acceptat invitația mea. Vă mulțumesc pentru ceea ce faceți cu dăruire, necondiționat. Și vă doresc sănătate, viață lungă și frumoasă. Oameni buni, atât pentru astăzi. Am o singură rugăminte în afara aceleia cu care închei fiecare ediție. Am rugămintea să fiți receptivi la actul de cultură, sub orice formă. Mai la berar și la chestii de astea unde ne ducem și papa, cârnați, bere, no. Actul de cultură. Un act de cultură poate însemna nu neapărat scenă. Poate însemna multe, dumneavoastră știți mai bine decât mine. Vă mulțumesc din toată inima pentru că m-ați suportat și astăzi și vă rog ca de obicei, din toată inima mea vă rog, aveți grijă de cei de lângă dumneavoastră. Doamne ajută!